Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E bine, noi când lucrăm la emisiunea asta, principal avantaj e că aflăm foarte multe lucruri. Pe unele dintre ele le împărtășim, pe altele nu, dar unul din lucrurile pe care simțim nevoia să le împărtășim cu voi este faptul că nu doar porumbelul de asfalt și balcon face probleme, ci și porumbelul de semănătură. Ia uzi, Luca. Pentru că aparent există, așa cum există cioara de semănătură, există și porumbelul de semănătură, și anume porumbelul sălbatic. Mai mulți fermieri din România susțin că zeci de hectare de floarea soarelui abia răsărită au fost distruse de porumbeii sălbatici, Columba palumbus, a nu se confunda cu Columba Libia, porumbelul de pe balconul colegului Luca. Eu zic că ăștia sunt porumbei de stadion dacă mănâncă semințe de floarea soarelui. Eu zic că sunt porumbei care preferă microplantele pentru că sunt semințe da, abia bravo, încolțite, înțelegi? Deci așa cum noi mâncăm fasole mung, abia încolțită. Bună asta. Și azuki, încă nu știm cum e, dar înțeleg că există și azuki abia încolțit. Sunt pline de nutrienți. Așa, porumbelul sălbatic Columba palumbus a descoperit microplanta de floarea soarelui, abia încolțită, și dă iama, a dat iama. Fermierul ilfovean Daniel Radu, citat de G4 Media, dânsul este prim vicepreședintele Asociației Forța Fermierilor. Maica. Ți-ai zis că e cu stadion? Da, i-a prins pe slăbiciune. Acum, dânsul susține că porumbeii sălbatici au distrus numai dânsului 52 de hectare de floarea soarelui de pe raza localităților ilfovene, Gruiu și Ciolpani. Deci porumbeii sălbatici și niște sălbatici. Sălbatici. Da. Asta e criză de ulei. De floare, da. Cred că simțeau că le fac concurență cu jile de semințe pe trotuare și de-aia au atacat floarea soarelui. Mie mi se pare, da. Mi se pare să nu se anunțe ceva criză de semințe de floare în Liga 1, în condițiile astea. Ce mai faci? Dacă la fotbal n-ai ce să te uiți, în afară de meciurile cu Rapidul. Băi, să știi că au distrus ăștia și tradiția asta pe stadioanele. Adică sunt stadioane moderne, nu mai poți să intri cu semințe, nu mai intră nimeni să vândă semințe pe stadion. S-a dus treaba asta. Iată ce mai zice fermierul. Citez. Am încercat să scăpăm de păsări. Am dat ture cu mașina să facem zgomot. Am dat cu petarde. Am pus tradiționalele sperietori. Dar porumbeii s-au obișnuit și nu se mai sperie. Zboară câțiva metri și apoi se așează din nou pe cultură, se obișnuiesc cu zgomotul, se adaptează. În altă ordine de idei, domnul Luca, te informez că am cercetat pentru tine. Poți să-ți cumperi, am găsit mascotă tip uliu. După cum... Nu crezi. Da. Mascotă tip uliu costă 654 de lei și 52 de bani. Mai e și opțiunea mascotă tip bufniță. Costum întreg. Aia cu bufniță nu merge. Deci, nu, practic, uliu. Costum întreg. Eu în locul tău aș cumpăra mai degrabă, cred că ți-ar potrivi, o mascotă tip zebră. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.